Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. Am aflat cine a cântat la petrecere, o fată, o cheamă Ileana Dumitrache și formația ei. Și am înțeles că ea cântă doar melodiile altora, nu are melodii, deocamdată, cred că, melodii proprii, dar are o voce foarte frumoasă. Mi-a și plăcut cânticul ăla lui Guță, cu bate cineva la ușa mea, cam așa ceva. Îl știu de mult. Telenovela Maria Antonio continuă și la petrecere, continuă și după petrecere. Deci, mai la începutul petrecerii, el a ignorat-o total pe ea, a dansat cu toate fetele disponibile. Chiar cu toate. Și Zein la fel. Zein a dansat și cu Irina, și cu Anemona, apoi Anemona, pentru că el o învârtea și o ținea de mână și pe Irina, s-a distrat Zein. Păi s-a distrat, că de-aia îi place lui în România, că el în țară acolo unde se distrează, că ei nu se distrează. Se mai distrează și ei, dar foarte multe restricții. Nu contează asta, contează că e fericit aici. Chiar mă bucur pentru el, chiar mă bucur. Oamenii fericiți îmi plac. Și așa am învârtit-o pe Anemona, că s-a trezit în fața lui Antonio și a început să danseze cu el. Nu chiar aproape, dar oricum. Maria i-a văzut, a făcut o față și a plecat spre baie, spre bucătărie. Nu știu unde a plecat, dar știu că n-a stat deloc lângă, n-a stat în ring. N-a stat, era supărată, normal. Cred că ea a fost singura care n-a petrecut bine. În rest, toți au fost ok. Iar după ce au plecat cei din formație, s-au oprit puțin muzica și Dani i-a zis, Dianei, prima dată, se aude la început, prima dată ea zicea, iar muzică de asta ne pune în fiecare petrecere aceeași muzică, nu-i place. De fapt, chiar stafful aceleași cântece, sunt mai diversifice și sunt atâtea mii de melodii, să pune și el altele. Ar trebui concurenții să ceară. Eu ceream melodii și îmi puneau. De obicei ceream melodiile lui Dave Stacey, are câteva foarte bune de dans. Și îmi puneau, sau dimineața. Așa că s-a oprit puțin muzica, iar Dani i-a zis, Dani, i-a zis așa, hai să ne iubim, știu eu un loc. Păi ce să facă și ei? Sunt chiși de 3 luni? Sunt tineri? Așa că hotel n-au avut până acum nici care. Am înțeles că a avut, de fapt știe toată lumea că a avut Hatice și Mihai, dar și că cu camere, cu microfoane, nu știu cât o fi de adevărat, pentru că stafful nu o să ne spună nouă niște lucruri care nu ne privesc. De fapt ne-ar privi, dar nu vrea stafful să ne spună. Ține secret, da. Staful ține secret de noi. Nu vrea să ne spună lucrurile astea. Că să aflăm noi. Așa, ceva care nu mi-a plăcut, tot apare pe grupuri, tot felul de informații, le-am văzut și eu despre Anemona, dar asta e moda și în sezonul nostru. A fost în toate sezoanele, apar lucruri urâte. Fiecare om în viață are lucruri și urâte. Nu poți să o duci foarte bine de când te naști până mor la 100 de ani. Tot într-o veselie. Nu se poate. Mai petreci lucruri urâte. Comenta cineva că ea nu-i din Motru, că e din apropiere. Și ce importanță dacă e la 2 km mai încolo. Mare șmecherie. Să știți că din Herculane, toți care sunt din zonă, toți sunt din Herculane, care sunt mai aproape din Caransebeș și toți zic că sunt din Caransebeș. Așa că nu e o problemă. Nu poți să zici un sat de care nu auzi nimeni. Așa, Motru știe toată lumea. E foarte ok că e de acolo. Altă acuzație că a plecat din Motru, unde stătea cu chirie și e datoare un epilator. Păi de ce e datoare? De ce l-a dat fără bani? Altă acuzație că s-a întâlnit cu mai mulți băieți. Păi normal că s-a întâlnit. Ce-i măritată? Să întâlnească. Te întâlnești cu mai mulți băieți până când găsești unul bun, nu? Și unii ziceau, iar că dacă ea n-a înșelat, apoi sparg televizorul, ceva de genul ăsta. Să uite la televizorul în mult. Păi ce să facă fata? E fată tânără, e singură. Asta e viața ei. Oricum, e o fată deșteaptă, mi-mi place de ea, e la facultate. Ce contează viața ei personală? Asta o privește doar pe ea.
doar pe ea o privește, nu privește pe absolut nimeni ce face ea în timpul ei liber și cu viața ei. Face tot ce vrea. Hai să ne întoarcem la petrecere. Giulia, știți că e propusă la eliminare, știți. A dansat, s-a rupt în figuri cu Antonio, chiar s-au și pupat-o, el așa pe gât, am văzut în brațe, sentiment, nu știu exact, n-am de unde, dar am văzut că a doua zi Hatice a zis, ești îndrăgostită, iar celelalte fete se bucurau pentru ea și chiar o felicitau unele dintre ele și una a zis, da, ce-i cu Maria? După aia n-am mai auzit ce-i cu Maria. Cu Maria nu mai e nimica. Dar acest băiat, Antonio, n-a venit să căsătorească. El a venit să distreze. Știe că acolo sunt fete, știe. Dacă a urmărit două, trei emisiuni sau poate una e destul, știe despre ce-i vorba. De ce să nu se distreze băiat tânăr și nu-i pregătit de căsătorie? În niciun caz să crească și copil de 6 ani. Sub nicio formă asta. Sub nicio formă nu-i pregătit el. El e foarte copilăros. Foarte, foarte. Iar acum, cum e cu toate celelalte fete, de-au dansat și cu Maria, care era pe acolo și era tot cu ochii după el, căuta așa, m-am uitat la ea, am văzut-o. El e foarte confuz, nu știe ce să facă. Nici n-ar vrea să o rănească, dar trebuie să lămurească cu ea. Încheiem și gata. Dar el e confuz. Și dacă e confuz, o să-și dea seama. Sau poate era și băut, că a băut. A băut și el, ca omul. Dar puțin mai exagerat. După ce a plecat cântăreața și cu formația, am văzut că unii s-au dus la fete, în bucătărie, să mănânce. Alții s-au dus la băieți să mănânce. Antonio era în living, s-a dus să-și ia ceva de băut acolo unde au măsuțele alea, a vorbit ceva cu Maria, dar n-a apucat să vorbească prea mult, că a venit Eleonora, doamna Eleonora, și a chemat la masă. Apoi ea a plecat, nu știu unde a plecat, și pisica mea iar coboară, are plimbări. A plecat când a văzut-o în bucătărie, iar el s-a dus la băieți acolo, mai era Hatice cu Mihăiță, mai erau careva. Erau câțiva acolo, se distrau, ce făceau, mâncau. Nu știu de ce, l-am văzut o perioadă pe Dani foarte fericit când i-a zis treaba asta cu iubitul Daianei, dar l-am văzut și trist. Stătea pe terasă la fete cu paharul de ceva în el vin, cred că era, și era trist. Ceva nu-i convine. De cum să-i convine? Stă acolo închis, săracul, tânăr. E greu. E greu pentru oricine, nu neapărat doar pentru el, care e băiat tânăr și vă dați seama, nu poți să stai așa om de lemn și plus că fetele sunt foarte provocatoare. Eu le spuneam lor, mai nu vă mai îmbrăcați așa sexy. Le-am spus, băieții sunt aici închiși de multe luni și am avut băieți care au stat 6 luni, n-am avut hotel. Atât la sfârșit a fost un concurs care l-a dat când l-a dat luni, după masă, mi se pare, dar noi îl țineam sâmbătă, atunci se filma. Și câștigătorii a fost Alejandro, așa ziceam, al lui Alexandru Olteanu, îi ziceam Alejandro că să-i deosebim, că erau mai mulți, și cu Andreea, care s-au căsătorit, s-au despărțit, ei au avut atât, la sfârșit de sezon. Bine, ei n-au stat 6 luni, Alexandru a venit pe 1 decembrie și a venit pe 26 decembrie, țin minte, cum să nu țin minte, sezonul meu țin minte tot. Dar ați văzut că sezonul trecut și celălalt au avut hoteluri, au avut și plimbări mai multe și... Dar la noi nu. Și la noi am avut în sezon băieți tineri, toți erau tineri, că nu să vină unul de 80 de ani să concureze pentru căsătorie, nu? Toți erau tineri, dar dacă așa știe staful, se țin încuiați și nu că hotel încuiați, nu se văd în fiecare zi cu fetele. Că de asta le spuneam eu fetelor, nu mai umblați așa despuiate, chiar asta era expresia mea, ca să provocați băieții săraci. Păi eu n-aveam băiat acolo și toți ceilalți erau, noi eram ca o familie cel puțin, mie mi-au plăcut în sezonul meu, bineînțeles, mi-au plăcut aproape toți băieții de acolo, erau câțiva care nu mi-au plăcut, foarte puțin, foarte, foarte, dar majoritatea mi-au plăcut, că erau unii foarte de treabă, cum era Radu, extraordinar. Un băiat ca Radu nu există.
L-am simpatizat de prima dată când l-am văzut. Și avea un umor, dacă s-a apucat să povestească ceva, eu nu mă puteam opri de râs. Și așa și mama lui, Ana. Mi-e dor de ei. Chiar aș vrea când mă duc în România, poate trec prin Simeria, pentru că am locuit acolo. Cam asta am avut să vă spun de parte. Oricum, după părerea mea, partea a fost foarte frumos, liniștit. Nu a fost scandaluri, nu a fost nimica. Toată lumea fericită, au dansat, chiar toți s-au distrat, absolut toți. Atâta Maria. Dar ce să-i facă, nu trebuia să arunce. De fapt, nu trebuia să vină în competiție. Poate a venit pentru bani. Poate că e îndrăgostită. Nu pot să-mi dau seama. Urmărim și vedem. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, mă ajută. La revedere!